Stimați frați de credință, vă invit acum să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan. Vom citi din capitolul 8, versetul 30, 31 și versetul 32. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Mă invit să vă reașezați. Stimați frați, seara aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru împrejurarea părtășiei duhovnicești pe care o avem împreună. Domnul să vă călăuzească și să vă binecuvânteze mai departe în lupta dumneavoastră duhovnicească, în rugăciune și post, luptă pe care o continuăm de când ne-am întors la Domnul și până în prezent. Așa este, cum spunea fratele păstor, în multe biserici, în perioada aceasta, poporul Domnului este chemat la rugăciune, la post, la smerire înaintea lui Dumnezeu, la mijlocire, cu credința fermă că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Vestea cu privire la ce se întâmplă în adunarea dumneavoastră îi încurajează pe mai mulți creștini să se apropie de Dumnezeu și facă Domnul ca această lumină să strălucească cu putere și să lumineze multe inimi. Vă rog salutări din partea celor din Sibiu și a celor de la școală, de la institut. Mi-aș fi dorit în seara aceasta să venim mai mulți, dar mi-ați prins pe drumuri. Suntem în perioada de sesiune, o parte a studenților au finalizat examenele și sunt pe drum spre casă. Cei care sunt cu examene restante, da, am glumit acum, au mai rămas, nu e așa. Mai sunt încă studenți care au examene de dat și mâine și zilele următoare. Domnul să-i ajute și să le străbată cu bine. Aș vrea să mulțumesc Bisericii Betel pentru felul în care dumneavoastră sunteți aproape față de școala noastră și mai nou prin înviorarea pe care biserica dumneavoastră, printr-o soră, biserica dumneavoastră o aduce la școala noastră. Este vorba de sora Gabriela, nu observ acum, dar nu contează că o văd în fiecare zi. Dumnezeu să o binecuvânteze și să îi dea putere și sănătate și să slujească Domnului acolo cum a început. E adevărat ce am spus, nu este doar un cuvânt de curtoazie, frații studenți pot confirma, într-adevăr, e o înviorare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Gabriela. Pentru seara aceasta am citit cuvântul Domnului cu gândul de a vorbi despre ce înseamnă să fii cu adevărat urmaș, ucenic a Domnului Iisus. Mesajul, dacă e să îi punem un titlu, se numește Adevăratul ucenic al lui Hristos. Vom porni de la a identifica o problemă. Firea noastră omenească, natura omenească păcătoasă, așa cum o știm și cum este numită în Biblie firea pământească, are între trăsăturile ei o trăsătură care este, cel puțin la prima vedere, onorabilă. Această trăsătură se numește religiozitate. Între trăsăturile firii pământești sunt unele evident dezagreabile, corupte în esența lor, cum ar fi, spre exemplu, curvia, lăcomia de avere și altele asemănătoare. Aceasta, numită religiozitate, pare onorabilă. Firea pământească, omenească, e aplecată spre religios. Tocmai datorită acestei trăsături a firii păcătoase, în lume există idolatrie, există erezie, există vrăjitorie, profeție mincinoasă. Acestea se înrădăcinează, vin din firea pământească, din firea păcătoasă, care este religioasă. Faptul că cineva este religios nu înseamnă nimic. Înseamnă doar că firea lui pământească, păcătoasă, exprimă un fel de
manifestare spre religios. Marea problemă, problema aceasta, se înrădăcinează încă de la facerea lumii. Cuvântul Domnului ne spune că după ce Dumnezeu a făcut pământul, cerurile și pământul, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, înzestrându-l pe om cu capacități prin care omul s-a raportat la Dumnezeu. L-a înzestrat cu simțuri. Unul dintre aceste foarte importante simțuri cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om se numește, l-am putea numi, spiritualitatea. Adică acea capacitate a omului de a-L vedea pe Dumnezeu, de a-L înțelege pe Dumnezeu, de a-L auzi și de a vorbi lui Dumnezeu. În baza acestei trăsături numită spiritualitate, omul se întâlnea cu Dumnezeu, spune Scriptura, în fiecare dimineață și între ei era comuniune, era părtășie. Acest simț, numit spiritualitate, e un dar binecuvântat de Dumnezeu, în temeiul căruia putem să ne apropiem de Dumnezeu și să fim un singur duh, cum zice Scriptura, cu Dumnezeu. Baiul mare, cum ar zice Ardeleanu, baiul cel mare, a apărut odată cu căderea în păcat. Simțul acesta, numit spiritualitate, capacitatea omului de a se conecta cu Dumnezeu, de a fi în părtășie cu Dumnezeu, a fost afectat. Afectat atât de mult încât omul și-a pierdut claritatea, limpezimea. N-a pierdut de tot acest simț, dar suficient de mult încât să devină confuz. E ca și cum un om și-ar pierde vederea până acolo încât să nu mai distingă contururile, culorile și să fie într-o stare de confuzie. Efectul acestei modificări aduse de păcat a fost rătăcirea, depărtarea de Dumnezeu. Spiritualitatea s-a transformat în ceea ce am putea numi religiozitate, o trăsătură a firii pământești. Problema poate fi văzută acolo încă de la primii frați. Doi băieți, frați, Cain și cu Abel, s-au dus la altar, s-au dus să se roage lui Dumnezeu. Vă rog să observați că și cel religios, Cain, a crezut în Dumnezeu. Deci nu e ateu, el recunoaște că Dumnezeu există. Nu numai că recunoaște că Dumnezeu există, dar vrea să aducă dar, un dar lui Dumnezeu, pune ceva pe altar. Ciudat e să observăm că Dumnezeu a vorbit acestui om și acel om a auzit ce a spus Dumnezeu. Cu toate acestea a rămas în afara voii lui Dumnezeu, limitându-se, punându-și, datorită păcatului care îi stăpânea inima. Cain reprezintă foarte bine pe omul religios, pe ucenicul după firea pământească, în timp ce Abel, am putea spune că îl reprezintă pe acela care îl slujește pe Dumnezeu după Duh. E ucenicul autentic, ucenicul după Duh. Firea pământească păcătoasă, stimați frați, e capabilă să imite orice formă de credință, orice formă de religie, orice expresie confesională, chiar a creștinismului. Dacă, de exemplu, omul, copilul, s-a născut într-o familie de budiști, instinctele naturale, religioase, ale firii sale pământești, îl face să observe credința budistă exprimată în mediul lui. Pe aceasta o învață, o imită și mai târziu o reproduce. Și când e mare, el e budist. Dacă s-a născut într-o familie de musulmani, reflexele naturale ale firii sale omenești îl determină când e mare să fie musulman. Exact aceleași reflexe. Observă, învață și apoi imită. Dacă se întâmplă că s-a născut într-o familie de creștini, copilul acela, pe aceleași criterii, observă credința creștină, învață credința creștină, imită credința creștină și când e mare se declară creștin. Dacă ține de o anumită confesiune, va spune creștin ortodox, creștin catolic, creștin pentecostal. Poate oare firea pământească, prin reflexele ei naturale, să imite și crezul confesiunii noastre? Da. Cu siguranță că da.
Iată unde e problema. Adică există riscul ca răspunsul pe care îl dăm față de Dumnezeu să nu se înrădăcineze în Duhul Sfânt, prin care omul e chemat să fie născut din nou, ci să fie doar un răspuns religios înrădăcinat în reflexele naturale ale firii pământești. Reflexe care pe musulman îl face să fie musulman, pe budist să fie budist, pe hindus să fie hindus și pe al nostru să nu fie al nostru. Ia, să înțeles. Întrebarea pentru noi în seara aceasta este: cum putem ști, cum putem separa acestea două? Poți fi creștin după fire pământească sau creștin după Duh? Cum pot face diferența? Nu trebuie să cădem la ispita de a găsi răspunsul în vârful degetului arătător. Știu eu pe cineva. Nu. Când punem granița între bine și rău, nu trebuie să o punem între noi și ceilalți. Trebuie să punem o graniță ca aceasta. Dar trebuie să rezistăm la ispita de a o pune între noi și ceilalți. Sunt de acord cu ce spunea Solzhenitsyn, că granița între bine și rău nu trece printre mine și aproapele meu, ci trece prin inima mea. Aici trece granița între bine și rău. Așa că ar trebui să ne uităm spre interior, punându-ne în această seară întrebarea dacă suntem creștini după Duh sau creștini după fire. Vom încerca în cele ce urmează un profil al creștinului după firea pământească și apoi un profil al creștinului după Duh, cu 5 trăsături de o parte și de alta. De parte, gândul să epuizăm prin aceste trăsături problema. Poate că mai degrabă intrăm pe ușă, pe poartă, de unde se deschide un drum lung pe care încă mai avem de străbătut până să înțelegem tot. Dar măcar primii pași pe calea acestui înțeles. Creștinul după fire pământească, întâi de toate, este prima lui trăsătură. El e creștin din obicei religios și din tradiție omenească. Ceea ce îl determină să vină la biserică, ceea ce îl determină să manifeste o anumită formă de credință, este obiceiul, e tradiția. Nu e nașterea din nou, nu e Duhul Sfânt care îl mână. L-ar putea mâna dacă ar vrea să asculte. Dar el e în afara Duhului. Ceea ce îl face să vină e obiceiul, e tradiția. Ca să parafrazăm ce scrie în Evanghelia după Ioan despre cei născuți din Dumnezeu, care nu sunt născuți din carne, nici din sânge, nici din voia lor, nici din voia oamenilor, nici din fire pământească, ci din Duh. Ca să parafrazăm ce scrie acolo, aceștia sunt născuți din sânge, adică părinții lor sunt credincioși. Ei fiind născuți, adică e cumva o linie biologică, atât asta înseamnă născut din sânge, o linie biologică. Tata și mama m-au dus la biserică și eu continui să vin la biserică în baza reflexului condiționat sau necondiționat, poate condiționat ăsta. Primești un telefon de Paște, vii la biserică, până atunci ăsta e reflexul condiționat. Da. Mai fac câteodată părinții și asemenea greșeli. Sau născuți din voia oamenilor. Vor oamenii să facă ceva cu ei. S-a creat, poate, un precedent în familie, a apărut ceva, cel mai mare s-a întors la credință, el, al cine știe câtelea frate, i-a venit rândul, vârsta. Dacă nu vii, dacă nu te botezi, te autoexcluzi, ești în afara comunității, cumva trebuie să conviețuiești în comunitate. Și atunci toate aceste chestiuni extrem de fine determină răspunsul. Mi-a venit și mie vremea. S-a botezat în apă. Dar n-a fost la mijloc naștere din nou, ci a fost doar un obicei. Nu trebuie să minimalizăm puterea tradiției, a obiceiului, a reflexului religios în a determina răspunsuri.
răspunsuri religioase. Gândiți-vă, amintiți-vă de fundamentalismul islamic. Ce poate să facă reflexele religioase din fire pământească dintr-un om spălat pe minge? Și omul se încarcă cu explozibili, se detonează, crezând că face o slujbă pentru Dumnezeu. Deci tot a venit dintr-o tradiție și dintr-un obicei. Religia poate să creeze, adică religiozitatea, această trăsătură a firii pământești, poate să creeze un atașament foarte puternic, pe care unii oameni l-ar putea confunda cu convertirea autentică. Nu-i convertirea autentică. Acești oameni pot să vorbească despre Domnul Hristos, dar nu cred în El. Pot învăța, memora și repeta cuvinte ale Domnului Iisus, dar nu le trăiesc. N-au iubire, n-au milă, n-au dragoste de Dumnezeu. În schimb, au forme de religie. Ei nu sunt născuți din Dumnezeu. Iisus Hristos nu este Domnul lor. Asta e problema. A doua trăsătură a acestor creștini, creștini după fire pământească, ei sunt creștini după impuls emoțional. Adică, ceea ce îi face să se alăture bisericii e o anumită trăire emoțională care a avut loc undeva, s-a întâmplat ceva, un val de entuziasm a apărut. Poate fi o criză, o suferință. Pe fondul unei suferințe, vai, Doamne, cu mine-i bai. Cineva în familie poate are un necaz și atunci, vezi, mă, din cauza ta, că tu nu te-ai pocăit, uite ce-o pățit. Și atunci omul zice, vai. Și dă răspunsul pe fondul acestei emoții. Sau, se poate întâmpla câteodată să fim și noi de vină. Când zic noi, mă refer la noi. Că cerem pe acest nivel răspunsul. Cu o cântare potrivită, pe un piano liniștit, cu o voce potrivită și cu o poveste lacrimogenă, numai tu nu te predai. Și cum plânge când vede filme indiene, așa plânge și la biserică. Răspunsul este tot emoțional. Și cum îi trece după ce s-a terminat filmul, așa trece și după ce pleacă de la biserică. Răspuns emoțional. Sigur, creștinul după Duh are emoții. Emoțiile sunt binecuvântate de Dumnezeu, reprezintă darul lui Dumnezeu. Găsim în Biblie despre bucuria Duhului, despre pacea care vine de la Duhul Sfânt și atâtea alte texte din Scriptură care subliniază lumea emoțiilor curate, autentice, venite din Duhul lui Dumnezeu. Numai că trebuie aici să fim foarte atenți. Cam putea să încurcăm sentimentele religioase cu vibrarea și cercetarea Duhului Sfânt. Una este să fie Duhul lui Dumnezeu la mijloc și alta este să fie sentimente religioase. E ciudat de observat că creștinul după fire pământească e capabil să aibă și mustrări de conștiință. Conștiința e un dar, a zice, lăsat de Dumnezeu, prezent și în inima oamenilor nenăscuți din Dumnezeu. Nu trebuie să confundăm o mustrare de conștiință cu pocăința. Pe Iuda conștiința l-a mustrat, nu s-a pocăit. Atât de tare l-a mustrat încât n-a mai putut trăi în starea aceea ce alese să se spânzure. Și pe Petru l-a mustrat conștiința. Petru a venit la Domnul Iisus și s-a pocăit. Dacă e să luăm un exemplu din Vechiul Testament, îl găsim pe David, care a păcătuit și pe care conștiința l-a mustrat, și pe Esau, care și el a păcătuit și pe el a mustrat conștiința. E de observat că amândoi au plâns, adică au trăit emoția greșelii. Esau a plâns cu așa mari lacrimi și cerea, plângând, să fie făcut o schimbare, o îndreptare. Și David la fel. Numai că plânsul unuia venea din instinctele naturale ale firii păcătoase și ale celuilalt din pocăința autentică. Care e diferența? În timp ce David plângea pentru că l-a supărat pe Dumnezeu și înțelegea problema în esența ei duhovnicească, Esau plângea de ciudă, cu
a pierdut oportunitatea, poziția și căuta îndreptare în beneficii. Acolo a fost problema. Ei, întorcându-ne la ce vorbim în seara aceasta, creștinul după fire pământească răspunde la nivelul sentimentelor. Permiteți-mi să îmi exprim cumva îndoiala, lipsa de încredere față de oricine se lasă convertit prea ușor, prea repede așa. Sigur că pot fi oameni care deodată se pot întoarce la Dumnezeu profund. Dar am impresia că cine se lasă lămurit prea ușor, tot prea ușor se lasă, cum se zice, dezlămurit. Cum zicea un copil așa, că se căsătorește și se descăsătorește, Doamne ferește. Da. Adică răspunsul la nivelul emoțiilor poate fi un răspuns ușor și de suprafață. Dacă în ibric îi apă puțină, când pui pe foc, iute dă-n clocot. Și când îl iei de pe foc, iute se răcește. Există un fel de oameni, creștinii după fire pământească, care se convertesc din emoții și se leapădă din principiu. No, acolo e baiul. Creștinul după Duh are emoții, dar temelia lui e adâncă, e pe stâncă, nu e în lumea unor emoții care țin cât țin ele, cum ar fi sămânța pusă pe stâncă, cam acolo ar fi comparația. Apoi, în rândul 3, creștinul după fire pământească este atras de cultul personalității. Adică, el e lipit de oameni, e atras de oameni, e fermecat de oameni. Lipsindu-i lumea Duhului, fiind absent din dimensiunea duhovnicească a vieții, vorba lui Pavel care spune așa, lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Oamenii firești nu pot să înțeleagă lucrurile Duhului. Așa spune. Ei, creștinul după fire pământească nu poate înțelege lucrurile Duhului. Nu are limbajul, acest limbaj al Duhului. El e absent din această dimensiune. Trăind doar în lumea imediatului firii lui pământești, trebuie să-și găsească repere. Și reperele sunt oamenii de care se lipește. Dacă, să zic, natura lui omenească e aplecată spre retorică, spre discurs, cum erau grecii în vechime, le plăcea să audă lucruri noi. Vedeta lui va fi un predicator. Dacă îi place muzica, dacă e înclinat spre muzică, dacă nu e convertit, o să-l regăsiți la filarmonică, la, știu, teatru, unde o fi, îi place arta. Dacă s-a convertit, se lipește de cântăreți. Ăștia sunt cei mai buni pentru el. Dacă are așa o nuanță de misticism în natura lui firească, firea lui pământească, e aplicat spre interiorizare, spre cugetare, spre ce știu eu, cum o fi, îl vezi ușor cu proroci. Cam acolo se mișcă. Și atunci el va zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, se va lipi de oameni. Știți care e problema? Nu poate trăi altfel. Pentru că lipsind din dimensiunea Duhului Sfânt, acolo unde este nașterea din nou, el trebuie să trăiască în lumea lui cumva. El depinde de simboluri. Vrea să vadă. Îi trebuie icoană. Îi trebuie statuie. Îi trebuie moaște. Trebuie să se lege de ceva. Îi trebuie predicator. Îi trebuie un reper, într-un cuvânt. Neavând lumina Duhului în el, care să-l facă să judece lucrurile duhovnicește și să înțeleagă, frații, eu nu pot să explic mai departe, dar e o chestiune de a fi sau nu fi într-o lume. Ca să trăiești într-o lume, trebuie să te naști în lumea aceea. Creștină după fire pământească, nefiind născut în lumea lui Dumnezeu, cum s-o priceapă? Și atunci el încearcă să convertească cu niște monezi, cum le avea el, de acolo din coace, ca să potrivească. Și nu potrivește.
în loc să urmeze pe Hristos, urmează pe oamenii lui Hristos. Dacă se întâmplă să fie oamenii lui Hristos, mai are o șansă. Dar câteodată se lipește de oameni care nu sunt ai lui Hristos. Și când îi se atrage atenția, se apără, nu se pocăiește. Unul, de exemplu, a zis, auzi, mie nici nu, pe mine nu mă interesează cum trăiește, cu tare, care se compromitea niște fapte, ce nu mă interesează, e treaba lui cum trăiește. Mie îmi place cum vorbește. Sau mie îmi place cum cântă. Ăsta e răspuns tipic de om religios, a cărui răspuns e la nivelul unui consumism de spectacol religios, care hrănește firea lui pământească, pe cum pe omul neconvertit sau, mă rog, lipsit de la biserică, se duce la teatru, vizitează un salon de pictură, o galerie de artă sau, și acolo se regăsește. Așa, celălalt se regăsește cumva în ale bisericii. Cu siguranță că e ceva bun în a veni la biserică. Domnul Iisus a zis o zi, a zis odată, e ceva bun pentru creștin după fire pământească, a zis odată unuia așa, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ce frumos cuvânt. S-a uitat la el, i-a plăcut de cum vorbește, de cum gândește omul și parcă așa îmboldindu-l înăuntru i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Foarte interesant. Da? Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și la ce folos dacă nu ești în ea? Așa și aici. Apoi creștinul după fire pământească, în a patra lui trăsătură, e om cu inima împărțită. E, cum să spun, are părți ale vieții sale nepredate lui Dumnezeu. Aici e problema mare. Acești oameni pot avea experiențe cu Dumnezeu, pot să știe multe, pot ști multe despre Dumnezeu, dar zone masive ale inimii lor nu sunt deschise pentru Dumnezeu. Acești oameni trăiesc cu inima împărțită, trăiesc în compromis moral. Cumva încearcă să țină în echilibru viața trăită de lume și cea de la biserică. Sperând că dacă merg pe sârma asta cu o prăjină în mână, o să sfârșească în rai. Inima împărțită. Imaginați-vă, vă rog, un foc de tabără. Mare, un foc așa undeva într-o poieniță acolo arzând. Dacă stai lângă foc, și în jurul focului imaginați-vă oameni, lângă foc, dacă stai, lumina focului vine pe tine și căldura focului e resimțită. Dacă ești aproape, nu poți să reziști. Căldura focului este atât de puternică încât să dai un pas, să te miști, să te răsucești, să schimbi ceva, că arde, e lumină și e căldură. Mai încolo un pic, căldura se pierde, progresiv se pierde. Până se ajunge într-un punct în care deloc nu mai ajunge căldura, dar lumina e acolo. Lângă foc, în lumina focului poți îngheța de frică. Acolo e minus 10 grade. Dar lumina dă. Mai încolo un pic, e o zonă și mai încolo, e întuneric beznă. Lumina nu mai ajunge până acolo. Dar de acolo se vede bine focul. Și se văd oamenii de la foc. Omul e prins în întuneric, nici căldură, nici lumină, dar sub privirile sale e focul. Știe unde e focul și știe cum, îi vede pe aia cum se simt la foc. Și el stă în întuneric. Zona aceasta, de unde se pierde căldura și până unde se pierde lumina, e zona în care stau creștinii după fire pământească. Inima lor este împărțită. Între Hristos și lume. Apoi, a cincea trăsătură a lor, creștinii după fire pământească au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală.
nu sunt convertiți în adevăr. Iisus Hristos, cum spuneam, nu este Domnul lor. Ei au o formă de religie, se pot ruga, pot cânta, vin la biserică. Necazul cel mare este că trăiesc în păcat. Păcatul îi biruie. Și mai mare necaz este că ei sunt fericiți când fac păcat, deși mai târziu au teribile mustrări de conștiință. Și zic, în viac nu mai fac, ca după aceea să revin. Se lasă mințiți, acum și după aia niciodată. Și se simt fericiți când se vârșesc și se vârșesc. Iisus a spus, dacă rămâne cuvântul meu în voi, cuvântul meu vă va face liberi. Acolo este un principiu. Când într-o inimă a venit cuvântul lui Iisus, acolo este experimentată eliberarea, libertatea. Legăturile de dependență cu păcatul sunt rupte. Dumnezeu dă eliberare. Marea problemă a creștinilor după fire pământească este că ei se adaptează la viața de la biserică și la cea de lume se adaptează. Ce interesant verset găsim în Fapte 4:23. Contextul ne spune că apostolii, după ce au fost eliberați, s-au întors la ai lor. Așa citim, ei s-au dus la ai lor. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor. Fiecare se duce la lui. Și creștinii după fire pământească. Dacă e zi liberă, muzicienii se întâlnesc la filarmonică, fotbaliștii pe terenul de fotbal, pescari pe malul lacului, cei cu motocicletele, așa îi vedeți, îmbrăcați în costume specifice și fac gălăgie mare, fiecare se duce la lui. Unde te duci când ai timp liber? Nu? Înțelegeți? Uite, pe noi ne trage inima la casa Domnului. Și dacă nu avem timp liber, ne facem. Și nu-i liber. Ăsta e, acolo inima, acolo ne cheamă. Da? Și este creștinul după Duh. Iată un profil în aceste 5 trăsături ale creștinului după fire pământească, sigur că pot fi spuse multe alte lucruri. Mă opresc acum și vom trece pe partea a doua. Creștinii după Duh. Creștinii după Duh, potrivit cuvântului Domnului, au și ei un profil al lor. Aș vrea să observ că creștinii născuți din nou, adică se întâmplă o minune, acel om mort în păcatele sale este adus la viață. Acolo e vorba de viață. Un organism viu prezintă însemne vitale. Când eram mai mic și la școală, dascălii ne învățau să facem deosebire, să recunoaștem prezența vieții într-un organism după semne vitale. Pui aici așa degetul, simți presiunea pulsului, înseamnă că e viu. Da? Pulsul e un semn vital, bătaia inimii este un semn vital. Sau respirația, cu o foaie de sticlă pusă la fața gurii, a nasului, dacă transpira foaia de sticlă, e clar, domnule, vezi? Și dacă se dă că e mort, e viu, că suflă. Da? Respirația este un semn vital. La fel cum pentru corp, pulsul și respirația sunt semne vitale, omul născut din Dumnezeu are însemne vitale. Semnele vitale, stimați credincioși, n-au în ele nimic spectaculos. Dacă nu ești atent, nici nu poți să-ți dai seama că sunt prezente. De prezența lor îți dai seama când lipsesc. V-ați gândit că respirați și că vă bate inima? Azi, de exemplu. Numai când ceva se întâmplă, îți dai seama că acolo e neregulă. Poți să nu le bagi de seamă, dar sunt esențiale, fără ele îi bai. Încă ceva. Manifestarea lor este o manifestare consecventă. Continuă și consecventă, după o anumită cadență care ar putea fi interpretată de cineva ca rutină. La fel îmi bate inima de când îți pe lume. Respirația este între niște parametri.
Dar n-am auzit până acum pe unul zicând, mă plictisesc cum îmi bate inima. Domnul doctor, am venit la dumneavoastră să-mi dați ceva, să aibă loc o rupere de ritm, să simt și eu o variație. Să te ferească Dumnezeu de variație în manifestarea semnelor vitale încurcat-o rău. Dar aud pe unii oameni spunând, mă plictisesc la biserică. Nu mai îmi place la biserică, mă plictisesc la biserică. Păi ce nu-ți mai place la biserică? Ce nu-i bine la biserică? Păi numai ne rugăm, numai cântăm, numai se citește din Biblie, se predică acolo, mă plictisesc. Sigur că ne stă bine să ne facem autoevaluare, să vedem dacă nu cumva provocăm noi plictiseala. Dar dați-mi voi să vă spun că de cele mai multe ori plictiseala asta vorbește despre identitate. Păi ce ai vrea, Ioane, să facem la biserică? Legăm un balonsoar de tavan și să ne dăm așa inta? Să omorâm plictiseala? Ce să facem? Casa Domnului este casă de rugăciune. Rugăciunea este un semn vital. Creștinii după Duh o trăiesc din plin. Pentru ei nu este un exercițiu religios. Pentru creștinul după Duh, rugăciunea nu e o, cum să numesc eu, efectiv o manifestare a unei discipline spirituale, ci curge din el, e viața lui. Greu i-ar veni unei statui să imite pulsul, i-ar veni chiar imposibil. Da? Dar unui organism viu îi vine, că e viață. La fel a zice că este și la creștinul după Duh. Ei, semne vitale, despre astea vorbim. 5 semne vitale ale creștinului după Duh. Am anticipat să nu ne așteptăm la lucruri spectaculoase. Sunt lucruri foarte, foarte simple și accesibile. Și prezente. Primul lucru foarte simplu. Un semn vital al creștinului după Duh. Creștinii după Duh au permis cuvântului Domnului să le intre în inimă și să le schimbe viața. Creștinii după Duh au găsit pe Dumnezeu în Biblie. Pentru ei, Scriptura nu este o carte, ci este cartea. În Scriptură îl aud pe Dumnezeu. Când citesc acest cuvânt, le vorbește. Au intrat în această lume a cuvântului, în fântâna adâncă a sensurilor ei. Sufletul lor răspunde, viața le este schimbată, mintea le este schimbată, valorile le sunt schimbate, trăirea, caracterul le este înnoit, toate acestea prin acest cuvânt. Dacă rămân în voi cuvintele mele, a spus Iisus, veți fi în adevăr ucenicii mei și cuvântul meu vă va face liberi. Cuvântul lui Dumnezeu. O soră de credință din părțile Sibiului zicea odată, foarte sugestiv ce a zis dânsa, a luat așa Biblia în mână, și a zis, frate, așa de mult iubesc Biblia, că eu a sărutau-o, dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. Și a făcut distinție. Și creștinul după fire are un anumit respect, o raportare la Biblie, dar o face doar în limbajul simbolurilor. Unul, de exemplu, mergeam cu el cu mașina, m-a dus unde m-a dus, mergea ca tare, mai încet, frate, care se uită așa la mine și e hotărât, spune, auzi, ți-e frică să mergi în rai? La care eu de acolo, zic, nu mi-e frică să mă duc în rai, dar nici nu m-aș duce fără programare. Deci mai încet. La care el mă liniștește spunându-mi, fii liniștit, nu ni se poate întâmpla nimic rău. Uite-te să vezi ce avem în torpedou mașini. Și când am deschis, era Biblia. Și cu asta aici nu pățim nimic. Și oprește-te că eu mă dau jos. Unul își pune la gât simbolul, o cruciuliță, ține în portofel o icoană și altul o Biblie în casă. Un simbol. Creștinul după Duh nu se uită la Biblie ca la un talisman, ca la ceva care îi atrage binele, binecuvântarea. Ci o deschide, el trece dincolo de slovă, de literă. El merge la Duh și se umple de credință și face distinție între foaie și cuvânt. Creștinul după fire nu poate trece granița asta.
Pentru că nu-i născut în lumea aia. Eu n-am umblat în viața mea pe lună, că nu m-am născut acolo. Creștinii după fire n-au cum umbla pe planeta numită viața Duhului. Dar se pot naște acolo, dacă se pocăiesc. Acum, vedeți, dacă mă întorc un pic, creștinul după Duh, creștinul după fire pământească, în numele convingerilor lui religioase, e capabil să facă semenilor rău. E capabil să persecute pe altul. Creștinul după fire pământească, dacă se simte lezat în convingerile sale, e în stare să facă din această carte armă. Ca farisei din vechime, care erau niște religioși nenăscuți din Dumnezeu, pe care Iisus i-a mustrat aspru zicându-le, tatăl vostru este diavolul. Așa au zis. Și eu zic, nu, suntem fiii lui Avram. Iisus a spus, de-ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar voi mințiți și astea sunt faptele tatălui vostru, tatăl minciuni, diavolul. Foarte dur a fost Domnul Iisus. Și vorbea nu unor atei și nu unor religioși slabi și neinformați, ci elite religioase a iudaismului din vremea lui. Nu uitați, oamenii s-au limitat doar la instincte religioase ale firii pământești. Revenind, creștinul după Duh, cum spuneam, și-a deschis inima față de cuvânt. Apoi și-a simțit păcatul, păcatul personal, și a trăit din plin nevoia eliberării de acest păcat. A experimentat jalea pocăinței, durerea pocăinței. El știe ce zice Isaia când spune, vai de mine că sunt un om cu buze necurate. Îl înțelege pe Iov care spune, Doamne, până acum am auzit de tine, dar acum ochii mei te-au văzut, mă pocăiesc în sac și cenușe. Creștinul după Duh știe, după ziua aia s-a întâmplat ceva cu mine. Acolo s-a întâmplat ceva, m-am predat lui Dumnezeu, acolo mi-am trăit pocăința, am simțit păcatul. Creștinii după Duh au văzut imensitatea păcatului, povara lui. Creștinul după fire pământească nu-i convins că e păcătos. Dacă are interes, recunoaște. Dacă n-are, se apără. În timp ce creștinul după Duh nu poate rezista poferii, se mărturisește singur. De unde știm noi ce a făcut David? De unde? De unde povestea în Biblie? Cine a fost martor acolo? Nimeni. Nu Natan profetul a strigat, ci David a spus. Vedeți? Și Dumnezeu l-a restaurat. Ei, creștinul după Duh are această întâlnire cu Dumnezeu, iar în lumina prezenței lui Dumnezeu se văd bine păcatele pe care le-a făcut. Și asta îl împovărează. George Whitefield zicea odată că oamenii sunt monștri ai nelegiuirii. Și necazul cel mare este că nu își văd păcatele. Ucenicii după Duh le văd și sunt groziți. De acolo se naște nașterea din nou, din această revelație. Nu e așa doar un acord intelectual, nu e un răspuns pozitiv, afirmativ la întrebări puse bine. Crezi în Domnul Iisus? Nici măcar da, zice, dă-i în cap. Sau poate să zică da. Nu e însușirea unor convingeri teologice a unui crez, ci e jalea pocăinței, plânsul pocăinței. Convertiri fără lacrimi sunt destul de dese printre noi. Urmate de felicitări și bătăi pe spate și de premii. Wow, bravo, te-ai predat. Și așa îi se pare că a făcut o năzdrăvănie ca și cum ar fi luat premiul 1 la atletism. Ăla-i sentimentul. Nu se duce acasă să culce în genunchi și cu fața la pământ să plângă că-i păcătos și să se scuture de plâns.
Creștinul după Duh trece pe acolo. Toți creștinii după Duh trec pe acolo cândva. Îi întreb pe cei care se botează, frate, soră, tu ai păcate? Și da, am. Nu, și ce păcate ai? Nu mai știe să zică nimic. Sau poate e greu. Am întâlnit și așa situații. Nu punem tot așa ca într-un pat al lui Procust. Dar totuși, dacă niciodată omul n-a avut experiența aceasta a mânării de la spate, o mână nevăzută, mâna Duhului, împinge, cum l-a mânat pe Domnul Iisus în pustiu și pe atâția alții în locurile rugăciunii, să te mâne și acolo, ascuns, fără martori, să încep și să zici, vai de mine, spală-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, curăță-mă, Doamne, scapă-mă de răul acesta, Doamne. Creștinii după Duh știu ce vorbesc eu acum. Creștinii după fire, habar n-au. Trei, creștinii după Duh sunt convertiți în mod profund la Domnul nostru Iisus. Ei cred că Iisus Hristos este unica persoană care îi poate salva, care îi poate elibera de vină și îi poate mântui. Duhul a atins profunzimea ființei lor. Acolo s-a întâmplat ceva. Acolo cuvântul a născut viață. Pavel se întoarce la Dumnezeu profund. Întreaga lui viață este schimbată. La fel, cel care se convertește profund, viața lui este schimbată. Oamenii aceștia aparțin lui Iisus. Pentru ei, Iisus Hristos nu este o noțiune. Nu e o idee, nu e istorie. Pentru ei, Domnul Iisus este o ființă vie. Vorbesc cu El în rugăciune, îl aud vorbindu-le, îl urmează, se tem de El. Nu ca de dușman, ci ca nu cumva să-i calce voia. E o frică sacră care apropie, atrage frica păcătoasă, te alungă, te face să fugi, pe când cea curată te atrage. Asta e frica de Dumnezeu, te cheamă la El, să-L iubești, să-L urmezi. Acești oameni însetează după neprihănire, după dreptatea lui Dumnezeu. Convertirea la Hristos, întâlnirea în cuvânt cu Dumnezeu, nașterea prin Duhul, în urma pocăinței, credința venită în urma convertirii, toate acestea care s-au întâlnit deodată într-un loc, fac să se aprindă în inima aceea o lumină. Ca un far pus la o mașină noaptea. Așa o lumină în suflet. Lumină pe care apostolul Ioan o numește ungere. Ioan zice așa, fraților, voi n-aveți nevoie să vă învețe cineva ceva. Că voi aveți o ungere care vă învață tot. Și știți, el se referea la această lumină interioară care s-a aprins în sufletul celui născut din nou. Și acolo reacționează. Dar nu mai trebuie să-mi spună nimeni că această vorbă e rea. Vibrează Duhul în mine. Taci. Nu zic. Asta e păcat. Nu mi-a zis nimeni, spre exemplu, înainte să mă întorc la Domnul, iubeam tare mult un fel de sport, care îmi devenise zeu. Din cauza acestui zeu n-am fumat și n-am băut. Sportivii nu fumează și nu beau, ce sal fel de oameni. Zeul meu m-a ținut departe de acestea, nu Hristos. Acum m-am pocăit, mă pocăisem și continuam mai departe și cu acest zeu. Cine a putut să-mi convingă inima că atletismul e păcat? Pentru mine acolo. Cine putea intra acolo unde n-au cum intra argumentele omenești? Numai această lumină. Când se aprinde, când o rază de soare bate pe geamul casei și scamele care plutesc în aer se văd. Așa e și când te convertești. Și am zis, gata. Și după ce am zis gata, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Iar acum, după ani și ani, același Duh, care face nuanță, îmi zice, ei, vezi că te anchilozezi, ia mai apucă-te să alergi și tu un pic și ai grijă de sănătatea trupului, că nu-i păcat să faci sport, ci e păcat să-ți legi inima și să faci zeu din asta.
Dar cine poate prinde nuanța asta? Cine poate arăta unui suflet cum stă și unde îi decât această lumină? Care prezentă fiind, te atenționează. Creștinul după fire are nevoie de argumente, îi plac dezbaterile și dacă nu sunt argumente sau dacă sunt, nu se lasă înduplecat. El are agenda lui. Asta e problema, el are agenda lui, nu a Duhului. Creștinului după Duh este suficientă o anumită suspiciune că un anumit soi de comportament ar fi de plăcut Domnului ca să se distanțeze de el. Nimeni nu trebuie să-mi arate din Biblie că a fuma este păcat ca să nu fumez. Știu eu de undeva, știu eu, uite, de unde? De unde știu? De undeva știu. Că e păcat. Ungerea. Să nu minimalizați. Ea e lumina aceea lui Dumnezeu, care e acolo prezentă și care îți spune și te călăuzește și așa știi cine e copila lui Dumnezeu, cel călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu e vorba de legalism. Creștinul după fire pământească este legalist. Lui lipsește flexibilitatea, viața Duhului. El se leagă de legi, se simte în siguranță când ține porunci. Creștinul după Duh știe bine care e porunca lui Dumnezeu. Dar știe și Spiritul. Acolo e Duhul. Revenind la ce spuneam, cineva mi-a zis odată, dar unde scrie în Biblie că este păcat să fumezi? Am fost așa întrebare, am zis, asta e întrebare tipică de creștin după fire pământească. Așa am răspuns, ce vreți să spuneți? Zic, doar gândeam, cu voce tare trebuia să tac. Zic, scrie, dar unde, frate? Scrie în Galateni 5. Vai, cum, că eu am citit și nu scrie. Scrie, dar nu ai citit bine. Iată ce scrie. În șiră o listă lungă cu faptele firii pământești și după aceea spune așa, și altele asemănătoare acestora. Acolo e și asta. Ce nu m-am gândit așa. Să te gândești de aici încolo. Da. Și tot nu-i convins. Cine poate convinge? Doar Duhul. Și e convins de Duhul când începe să se miște în lumea Duhului. Câte vreme este în lumea firii pământești, nu poate. Sau dacă poate, poate din alte criterii, nu din frică de Dumnezeu. Nu. Creștinii după Duh, după aceste trei, deci Scriptură, poziție corectă față de păcat și față de Iisus Hristos, urmează Duhul de rugăciune. Duhul de rugăciune este un alt însemn vital al creștinilor după Duh. Duhul de rugăciune îl cheamă, deci se întâmplă ceva, vorba Domnului care vorbea profetului Anania, trimițându-l la Saul, Domnul l-a lămurit pe Anania zicându-i, du-te, nu mai sta pe gând, du-te că se roagă. E ca și cum am citit, du-te că s-a pocăit. E de-a nostru. Se roagă. Creștinii după Duh au Duh de rugăciune. Pentru ei rugăciunea este un limbaj. Românii vorbesc românește. Chinezii chinezește. Creștinii după Duh vorbesc limba Duhului. Iar zice un prieten de aici, din București, față de care am un mare respect și îl iubesc din inimă, limba Galileanului. Așa o numește, limba Galileanului. Adică limba Duhului. Ne-am cunoscut de mult și îmi zicea el, ți-aduți aminte când ne-am cunoscut? Din prima am știut că amândoi știm limba Galileanului. E un limbaj. Copiii lui Dumnezeu îl știu, îl prind, este Duhul de rugăciune. E adevărat că și creștinul după Duh poate trece prin perioade de uscăciune. Când nu-i vine să se roage, când îi se pare că e greu, ca un trup bolnav, care își pierde pofta de mâncare. Dacă e suficient de vigilent să spună, na, nu-i după cum simți, acum după cum trebuie. Și dă-i cu deasila. Și dacă nici cum nu vrea, îl duci la doctor și pui perfuzii, dar nu lasă moară. Da? Și așa și când trecem prin uscăciuni. Dar nu asta caracterizează viața. Creștin, am impresia că un creștin după fire pământească, lipsind de pe dimensiunea Duhului, el chiar nu se roagă.
poate să facă rugăciuni, dar nu iubește rugăciunea și nu se roagă. Se uită pe pereți, preocupă cu una cu alta, îl vezi cu ochii deschiși, îi bai că-l vezi. Frații se văd între ei. Trăiesc așa tensiunea asta, să mă uit să văd ce ar trebui văzut sau mai bine să-l văd pe Domnul și mi-ajunge. Am ales partea a doua. Da. Deși câteodată sunt ispitit. Sau cum ar zice cineva dintre care cei din tâi, cel din tâi sunt? Da. Avem cu toții starea asta, dar nu asta ne caracterizează. Creștinul după Duh, ultimul lucru, timpul trece iute-iute, iubește venirea Domnului. Rațiunea care îl face să fie creștin este credința în revenirea lui Iisus. Și numai credință, convingere puternică interioară, asta îl face să fie creștin, îl motivează. El are o cheie. Omul acesta crede în viața veșnică. Pentru el e viitor. El crede în revenirea lui Iisus, în învierea morților. Asta îl face, cum să spun, îl determină. Credința în viața veșnică este răspunsul la întrebarea care e sensul vieții. Creștinul după Duh aici găsește răspunsurile. Cred în viața veșnică. De-aia mă port aici, în limitat, în lumea asta, în imediat, trăiesc cu perspectiva nemărginitului a veșniciei. Vorba unui prieten de-a meu bun, mai mare al nostru, un domn, odată ispitit de cineva să facă ce nu trebuie, așa, un comerț ilegal, el a răspuns de acolo, nu. Era tânăr, nici nu era slujitor pe atunci, dar l-a ispitit ca tânăr, așa. Fă și tu așa, nu, nu, dar de ce? Că toți, uite, de ce? Aducem de acolo, vindem aici și iese bine, vindem țigări și băuturi. Nu, a spus el, tu de ce mai nu? Zic că eu cred în învierea morților. Eu cred în învierea morților. Când ai viziunea eternității, credința că Iisus poate să revină în orice moment, ce-ți mai trebuie pasnic? Și asta este vital. Continua conștientizare a gândului că Iisus Hristos poate să vină. Și-l aștept. Gata. Cât de bine pot. Și cu nădejdea că ce a spus Pavel se va face, cel ce a început în voi această bună lucrare o va duce până la sfârșit, în așa fel încât la venirea lui să fiți găsiți fără vină. Doamne, fi lăudat cu o promis așa, că altfel am încurcat-o. El a promis așa și se ține de cuvânt pentru cei care sunt ai lui. Mă opresc în seara aceasta, timpul a trecut repede. Creștinul după fire pământească, creștinul după Duh. Unde e granița? În fiecare inimă. Și acum un gând pentru toți aceia care ne-am surprins, v-ați surprins, de partea nepotrivită. Vestea bună e că putem veni înăuntru. E un început pentru fiecare creștin după Duh. Eu cunosc oameni care mărturisesc că ei s-au convertit după ce au fost ordinați ca slujitori. Am un prieten care spune că s-a convertit după ani de zile de slujire în biserică drept ușier. După aia, odată, s-a întors și el la Dumnezeu. Și eu eram ocupat cu ordine în biserică, n-auzeam ce să predic acolo. Și un gând pentru cei care am spus în dreptul cugetului nostru, slavă Domnului, sunt creștini după Duh. Grijă mare! Că zice Scriptura, băgați de seamă ca nu cumva ceea ce ați început în Duhul să sfârșiți în firea pământească. Să ne ține lângă foc. Și aceasta să ne fie rugăciunea de încheiere. Vă invit să ne ridicăm.